Georgios Kiriakos Panayotu, cunoscut mai bine drept George Michael, s-a născut pe 25 iunie 1963. Deși a ajuns cunoscut în întreaga lume ca fiind jumătatea duo-ului Wham, George Michael și-a asigurat faima odată cu apariția primului său album solo Fate, lansat în anul 1987. Discul s-a vândut până în prezent în peste 20 de milioane de copii în întreaga lume. Michael s-a născut în Finchley, în nordul Londrei. Tatăl său, Kiriakos Panayotu, grec de origine cipriotă, era managerul unui restaurant mutat în Marea Britanie în anul 1950. Acesta și-a schimbat numele în Jack Panos. Bunicul său, Michael, din partea mamei, era de origine britanică, iar bunica provenea dintr-o familie de evrei. Fica acestora și mama lui Michael, Leslie Englund Harrison, o fostă dansatoare, a murit de cancer în 1997. Cea mai mare parte a copilăriei și-a petrecut-o în casa părintească din Londra. Cariera sa de artist a început prin înființarea unei trupe care a rămas necunoscută de altfel de executiv. Alături de prietenii Andrew Ridgley, Paul Ridgley, Andrew Lever și David Mortimer, cunoscuți și sub numele de David Austin, a terminat ca și surorile sale liceul Kingsbury. În 1981 formează împreună cu Andrew Ridgley duo-ul Wham. Primul album al trupei Fantastic a fost un succes instant, la mai puțin de un an, lansând primul lor single Wham, Rap, Enjoy What You Do. Cel de-al doilea single, Young Gun, Go For It, este primul lor cântec în top 10-ul britanic. Urmează Bad Boys, Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, Last Christmas, Everything She Want, I'm Your Man și al doilea album, Make It Big. În această perioadă, George Michael face backgrounding vocal pentru David Cassidy, The Last Kiss din anul 1985 sau Elton John, Nikita și Warp Her Up. Turneul Wham din China în aprilie 1985 a fost primul din această țară al unei trupe pop din vest, generând o impresionantă campanie media. Pe baza acestui turneu a fost realizat și documentarul Forgotten Sky, Wham în China, de către Lindsay Anderson și Martin Lewis. După succesul pe care piesele solo Cars Whisper din anul 1984 și A Different Corner din anul 1986 le-a cunoscut, zvonurile despre dezbinare Wham au fost confirmate nu înainte de a mai lansa un album și a susține un concert cu casele închise la Wembley, unde s-a difuzat în premieră și documentarul amintit mai sus. Primul album solo, Fate, s-a bucurat de un succes enorm. Discul a devenit number one atât în state cât și în Marea Britanie, marcând numai puțin de 4 single-uri pe primul loc în Statele Unite. Cars Whisper, compus de Michael pe când avea 17 ani, a devenit unul dintre cele mai difuzate cântece ale deceniului respectiv, fiind votat de ascultătorii londonezi în ianuarie 1995, drept cea mai iubită piesă a tuturor timpurilor. El însuși a fost ales cel mai bun solist al anului. Până în prezent, artistul a vândut peste 80 de milioane de discuri în întreaga lume, conform site-ului său oficial. A cântat alături de mai mulți artiști renumiți, precum Elton John, controversatul cântec de protest adus războiului din Irak, Shoot the Dog, sau Paul McCartney, clasica piesă Beatles, Drive My Car, în cadrul Live 8 din anul 2005. La sfârșitul anului 2006, el a primit 3 milioane de dolari pentru un concert de o oră la Moscova, spectacol susținut în fața a 300 de invitați. Petrecerea de Revelion a fost organizată de miliardarul rus Vladimir Potanin, George Michael deținând astfel recordul de cel mai bine plătit artist care a cântat în Rusia, depășind-o pe Christina Aguilera, care performase la nunta oligarhului rus Andrei Melnichenko în anul 2005. În martie 2007, artistul a anunțat un turneu european susținut pe mai multe stadioane, prima locație fiind Danemarca, 18 mai 2007. Printre destinații se număra și Stadionul Național Lia Manoliu din București pe data de 31 mai 2007. Inițial rezervat asupra orientărilor sale sexuale, George Michael a confirmat în cele din urmă că este homosexual. După numeroase scandaluri publice de indecență, piesa Jesus to a Child este de fapt un tribut adus fostului său partener, Anselmo Felepa, decedat din cauza virusului HIV. De-a lungul timpului, cântărețul s-a confruntat și cu dependența de droguri, fiind implicat în mai multe incidente ce au avut loc
la baza consumului de stupefiante. Este cunoscut prin acțiunile sale caritabile, dar și pentru atitudinile politice pe care le-a luat de-a lungul timpului, majoritatea condamnând politica războinică a președintelui Bush și a premierului britanic Tony Blair. OBL HD. Un sunet, o imagine, un gând de bine pentru fiecare.